Bun găsit, prieteni! Câte tipuri de egalitate între oameni cunoașteți? Tovarăși și prieteni, există trei tipuri de egalitate între oameni, dintre care marxiștii susțin unul, nu în mod exclusiv, dar în mod principal, în mod cu adevărat principal, unul din trei, și anume al treilea. Care sunt cele trei tipuri de egalitate între oameni? Ele sunt egalitatea 1, egalitatea matematică, care corespunde cu nivelarea între oameni. 2. Egalitatea formală, adică egalitatea în drepturi, egalitatea în fața legii. Și 3. Egalitatea socială. Ce este egalitatea matematică? Egalitatea matematică înseamnă că toți oamenii trebuie să fie identici, mai mult sau mai puțin, atât de egali, perfect egali, încât să pară identici. Toți oamenii să primească la fel aceeași cantitate de produse, aceeași cantitate de bani. Toți oamenii să trăiască în case la fel, nici mai mari, nici mai mici. Toți oamenii să se îmbrace la fel, să asculte eventual același gen de muzică. Egalitatea de tipul 2, egalitatea în fața legii, este egalitatea mult trâmbițată de liberali care pretind, pe un ton foarte savant, că la asta se reduce egalitatea. Egalitatea șanselor. Ei sunt oamenii care fetișizează egalitatea șanselor. Atâta timp cât oamenii au șanse egale, orice inegalități care rezultă în societate, atâta timp cât oamenii iau startul la fel, de pe aceleași poziții, orice inegalitate care există în societate este o inegalitate legitimă, rezultă dintr-un start egal. Ceea ce este o imbecilitate. Nu mă sfiesc să spun că egalitatea șanselor este o imbecilitate. Nu pot să existe șanse egale între un fiu de miliardar și un fiu de boschetar. Scuzați-mi expresia. Nu pot să existe șanse egale între fiul, prințului William al Marii Britanii și fiul unei familii de muncitori cu ziua, care locuiesc fără forme egale, care locuiesc fără forme legale, și care nu au niciun moment siguranța că vor mânca, că vor avea ce să mănânce mâine. Și nu mă refer la faptul că fiul prințului William poate să pună o valiză de bani sau 10 valize de bani sau 100 de valize de bani pe masa judecătorului, ca să îi influențeze decizia împotriva fiului de muncitor cu ziua. Mă refer în mare măsură la faptul că judecătorul, din proprie inițiativă, îl va favoriza pe fiul prințului William, fără să mai aștepte să-i mai pună ăla o valiză sau 10 sau 100 pe masă. Și acum să trecem la egalitate. Ce este egalitatea a treia? Egalitatea de tip 3. Egalitatea socială. Ce este, domnule, egalitatea socială? Ce este, domnule, egalitatea socială? Egalitatea socială nu este egalitatea matematică. Întrucât în marxism, în socialism, în comunism, în socialism marxist, în comunism marxist, oamenii nu sunt identici, nu se îmbracă la fel, nu ascultă aceeași muzică, nu trăiesc în case identice și nu primesc aceeași cantitate de produse. Opa, dar egalitatea socială nu este nici egalitate în fața legii. Fiindcă într-o societate comunist socialistă și într-una comunistă nu există exploatatori și exploatați. Nu există nici prinț William cu fii ai prinților William care să se uite de sus la muncitorul cu ziua și la copiii muncitorului cu ziua. Egalitatea socială ca atare nu înseamnă egalitate
Matematica, fiindcă în socialism oamenii primesc după muncă, cine muncește mai mult are mai mult, vezi cazul stahanoviștilor, iar în faza superioară, în comunism, primesc după nevoi. Cine are 10 copii primește de 10 ori mai mult decât cine are un copil. Deci nu este egalitate în matematică, nu este nivelare, dar nu este nici egalitate în fața legii. Pentru că, probabil că așa cum știți, în Uniunea Sovietică, în statele de dictatura proletariatului, începând cu Rusia Sovietică a lui Lenin, nu exista egalitate în fața legii. Nu! Burghezii nu votau, burghezii nu aveau drept de vot, burghezii nu aveau drepturi politice. Și atunci cum vine asta? Egalitatea socială, așa cum a evidențiat în mod genial Marx și Engels, înseamnă desființarea claselor antagoniste. Înseamnă socializarea mijloacelor de producție, astfel încât să nu mai existe proprietate privată asupra mijloacelor de producție și prin urmare să nu mai existe nici exploatatori, nici exploatați. Asta înseamnă egalitate socială. Și Stalin a spus foarte bine, toți oamenii să fie în mod egal eliberați de exploatare. Stalin spune acest lucru în raportul la Congresul al 17-lea al Partidului Bolșevic, 1934. Toți oamenii să fie în mod egal eliberați de exploatare. Așadar, marxiștii înțeleg prin egalitate să nu mai fie exploatatori și exploatați. Însă înțeleg un regim al proprietății colective asupra mijloacelor de producție. Iar inegalitățile care rezultă din acest regim sunt legitime, sunt drepte și nu duc la o nouă formă de exploatare, ci întăresc regimul proprietății colective. Cine muncește mai mult în socialism primește mai mult decât cel care muncește mai puțin, iar în comunism cine are nevoi mai mari primește mai mult decât cine are nevoi mai mici. De menționat că nicio țară condusă de marxiști nu a ajuns vreodată în comunism. Nu au existat țări comuniste, să ne înțelegem. Nicio țară condusă de marxiști nu a ajuns vreodată în comunism. Toate au rămas în stadiul socialismului. Ele înaintau într-un fel spre comunism, dar niciuna nu ajunsese în comunism. Din câte știu, nici măcar Pol Pot în Cambodgia nu a încercat să introducă repartiția după nevoi. Dar eu, nefiind un expert în Pol Pot, nu vă pot spune acest lucru cu siguranță. Știți că niciuna din țările socialiste pe care le-am studiat eu nu a ajuns să treacă pragul socialismului în comunism, adică să introducă repartiția după nevoi, care presupune și alte lucruri. Absent dispariția statului, dispariția instituțiilor statului, dispariția banilor, dispariția specializărilor. În comunismul deplin va dispărea și opoziția dintre muncitori și intelectuali. Nu numai că nu vor mai fi capitaliști, dar nu vor mai fi nici muncitori, nici intelectuali. Oamenii muncii vor fi în același timp și muncitori și intelectuali. Orice om din societatea comunistă va fi în același timp și muncitor și intelectual. Da, cam asta am avut de spus. Ar mai exista aici o obiecție. Cum știm noi că dacă ajungem în comunism și trecem la repartiția după nevoi, oamenii nu vor abuza de această repartiție de după nevoi? De exemplu, nu va zice unul, eu am nevoie de 100 de ori mai mare decât seamănul meu și voi lua de 100 de ori mai mult decât se cuvine seamănului meu. Ei bine, nu se va ajunge la acest lucru, chiar dacă nu va exista stat, deci nu va avea cine să te controleze. În primul rând, fiindcă te va controla întreaga societate și în al doilea rând, că oamenii în societate comunistă vor fi ajuns deja la un nivel de conștiință atât de avansat, încât nu le va mai trece prin cap să abuzeze de acest drept. Pentru detalii, vedeți lucrarea mea Marxismul, eseul despre marxism, capitolul 2, despre comunism, egalitarism și natura umană, a apărut în anul 2009 la editura Samizdat. Vă salut și sper să ne revedem cât mai curând!